Ministrul Sănătății Sorina Pinte a declarat că în 31 mai vor fi primele livrări de vaccinuri. Totodată, ministrul a precizat că nu este normal ca în fiecare an să existe emoții. Ajunge vaccinul sau nu ajunge? Ministrul Sănătății Sorina Pintea a subliniat că, din păcate, în prezent stocurile de vaccin sunt la limită, dar după 31 mai, respectiv începutul lunii iunie, situația se va reglementa. Aceasta a adus în discuție inclusiv contestațiile ce au fost depuse. Da, din păcate suntem acum la limita minimă a stocurilor, dar din fericire, în 31 mai avem livrările. Ce se întâmplă? Ministerul Sănătății a făcut anul trecut un acord cadru, dar cu negocierea prețurilor în fiecare an. Nu mi se pare în regulă, dar mă rog, asta este. Și ca orice lucru în România, se lasă cu multiple contestații. Norocul nostru a fost și mărturisesc că am chemat firmele la o masă și le-am explicat că, având în vedere faptul că e vorba de vaccinuri, nu cred că e cazul să ne contestăm și să ne bălăcărim reciproc. Oricum, contestații au fost depuse, le-am câștigat, deci în 31 mai vor fi primele livrări. Faptul că se schimbă... Dar există o garanție că în fiecare an va fi asigurat, adică va exista o continuitate? Da, există o garanție în sensul că vom modifica, vom anula acordul cadru și vom face altul, astfel încât să existe și predictibilitate pentru firme, pentru că un vaccin se face în 2 ani de zile. În momentul în care n-ai predictibilitate, nu poți să faci. Dar ne-am birocratizat excesiv pentru că ne e tot frică de tot felul de controle, ba de curte de conturi, ba de unii, ba de alții. Până la urmă, am avut un noroc că s-a terminat cu contestația și livrările vor fi la ROR în 31 mai, pe hepatitic la fel, hexacima trebuie să vină în 3 iunie sau în 4 iunie, deci am graficele. Dar nu e normal ca în fiecare an să stăm așa, wow, vin sau nu vin, contestă, nu contestă. Și modificarea legii achizițiilor publice va aduce, spun eu, ceva bun, pentru că, credeți-mă, mă rog, sunt de 4 luni în Ministerul Sănătății. Orice licitație s-a făcut, pentru că erau deja pornite, toate au fost contestate.